Prietenia Crucișor a câștigat cu 3 la 0 la masa verde după ce unirea Păulești s-a retras în mod nejustificat de pe teren. Jucătorul Laurent Pal de la Păulești a fost eliminat pentru fault în postură de ultim apărător și va fi suspendat o etapă amendat cu 45 de lei. Acela pare a fi și motivul principal al retragerii de pe teren. Tot la masa verde a câștigat și energia negreș după ce someșul Cărășeu nu s-a prezentat la meci și s-a ales cu o amendă de 400 de lei. Pe ce certeze nu s-a deplasat la Bercu, rezultatul a fost omologat cu 3 la 0 plus o amendă de 300 de lei. Speranța Halmeu, la Tarna Mare, a fost omologat rezultatul 3 la 0 în favoarea echipei gazdă, deoarece jucătorii din Tarna Mare nu au avut viza medicală în legitimații. În timpul meciului Vulturii santov Fortuna Căpen, doi jucători ai gazdelor, Cătălin Borzan și Erwin Buchmiller, au fost eliminați pentru cumul de galben fiecare a primit câte o etapă de suspendare și amendă de 20 de lei. Pentru injurii la adresa arbitrului în timpul jocului petrești Domane, jucătorul Gerhard Sech de la Petrești a fost eliminat, suspendat două etape și amendat cu 75 de lei. Un meci cu mai multe evenimente neplăcute să jucă la Lucăceni între viitorul și Flori Foeni. În urma incidentelor, Richard Simon de la Lucăceni a primit două etape de suspendare și amendă 65 de lei după ce a fost eliminat pentru scuiparea adversarului. Iar adversarul Patrick Helmer și de la Fen l-a prins de gât primind aceleași sancțiuni. Totodată a jefesat Mare acordă un ultim avertisment echipei din Lucaceni și amendă de 300 de lei, deoarece oamenii de ordine aflați în stare de ebrietate au pătruns în terenul de joc, încercând să lovească pe arbitrul asistent. La dacă Dacia Supur, Daniel Linca de la Supur a fost eliminat pentru lovirea arbitrului cu mingea în față, a luat patru etape de suspendare și amendă de 75 de lei. Asegenci a câștigat cu 3 la 0, deoarece în minutul 30, după acordarea cartonatului roșu, arbitrul a ferat sfârșitul jocului. În partida Victoria Tiriam, Olimpia Căua, jucătorii Bertold Sepler de la Tiriam și Edul Eduard Olach de la Căvaș au fost eliminați pentru cumul de galbene, vor sta o etapă și au primit o amendă de 20 de lei. Jucătorul David Lazar de la Căvaș a fost eliminat direct pentru lovirea adversarului fără minge și a fost suspendat două etape și amendat cu 45 de lei.